acasă? Atunci ai grijă că trebuie să cumperi ceva, altfel te faci pe o amendă usturătoare și deam în libertate. Toți cei care locuiesc la casă în România vor fi nevoie să dețină hidrant sau sisteme adecvate pentru intervenții în caz de incendiu. Asta arată un proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltării. Proiectul de acțiune normativă a fost publicat în data de 28 decembrie. Propunerile sau observațiile privind către minister. Așadar, este un subiect despre care vom mai vorbi. Dacă stai la bloc și nu ai calorifere, nu te simți mai bine. În unele orașe din România se trăiește și asta în evul mediu. În Darabani, cel mai nordic oraș al țării, locuitorii nu au gaz metan sau centrale termice, încălzirea făcându-se cu sobe improvizate. Darabaniul a devenit oraș în perioada comunistă. Condițiile însă au rămas ca la țară. Culmea, cartierele cu blocuri se află chiar lângă primărie. Ceea ce frapează la aceste cartiere, pe lângă vechimea construcțiilor, sunt grămezile cu lemne din jurul blocurilor. Totodată, fumul gros și negru ieșind din burlane improvizate atrage atenția, dar și continuează în direct în necesios. Oamenii se plâng că nici rufele nu și le pot usca afară. Pe scurt, prieclic pentru cei care locuiesc la blocurile din centrul orașului, iarna înseamnă un, adică mizerie, fum și cel mai. Și dacă tot am găsit un top al jucătorilor românești, să-i dăm cezarului ce îi se cuvine și să spunem că străbunii noștri aveau întotdeauna dreptate când spuneau că românului îi e greu până se apucă de treabă, că de lăsat se lasă rău. Să spuneam că de astăzi ar trebui să ne apucăm de muncă, nu? Margareta, clipa să nu mai scot nicio prostie. Thank you.